Pentru anul academic viitor, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava vrea admitere la masterat. USV a publicat propunerea privind cifra de școlarizare pentru programele de master pentru anul universitar 2014-2015, respectiv 610 locuri subvenționate de stat, aceasta urmând a fi înaintată Ministerul Educației în vederea aprobării. În ce privesc condițiile de admitere, față de procedura de admitere în cadrul programelor de licență ale USV, unde admiterea se va face doar pe bază de dosar, la programele de studii universitare de masterat, accesul implică susținerea unor probe orale de evaluare a competențelor de specialitate, a capacităților cognitive sau interviuri după caz. La Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, pentru media de admitere la cele patru mastere, se ia în calcul media generală a examenului de licență în proporție de 30% și media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei la proba orală pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive din tematica fiecărui masterat, 70%. Pentru licențiații care vor un loc bugetat în cadrul unui master al Facultății de Inginerie Alimentară, media de admitere se calculează astfel: 75% nota examenului de licență și 25% nota de la interviu. La Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, media de admitere se calculează ca media aritmetică a notei de la examenul de licență și nota obținută la interviul pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive. Condițiile de admitere sunt aceleași și la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. Pentru admiterea la programul de master al Facultății de Educație Fizică și Sport, nota de la licență are o pondere de 80%, iar 20% cântărește nota primită la interviul privind testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive. Aceleași condiții de admitere sunt valabile și pentru facultățile de istorie și geografie, silvicultură, științe economice și administrație publică, științe ale educației.